Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, a anunțat că legea 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole urmează să fie modificate, astfel încât cetățenii străini să achiziționeze mai greu suprafețe agricole în România. Achim Irimescu a declarat duminică la Botoșan că există presiuni din partea fermierilor români pentru modificarea legii, după ce suprafețe foarte mari de terenuri agricole au devenit proprietatea unor companii străine, potrivit Agerpres citată de Hot News. Vom introduce filtre care să asigure că nu ajunge oricum și la oricine, a spus ministrul agriculturii. Potrivit lui Achim Irimescu, decizia a fost luată în urma unei discuții cu premierul Dacian Ciolo și al specialiștii ministerului au termen 2 săptămâni pentru a finaliza un nou proiect de act normativ care să fie apoi lansat în dezbatere publică.